Mă apropii acum de un nou fel de viață, fiind năsprită de un lung șir de nelegiuiri și de biruinți fără seamăn, nici nu mă gândeam, după cum spuneam, să mă las de o meserie care, judecând după pilda altora, trebuia totuși să sfârșească în mizerie și suferință. Ca să ajung la capătul unei vieți de ticăloșie, am pornit-o din nou în căutare de pradă. În seara de Crăciun a anului următor, trecând prin fața unui argintar din Forster Lane, am văzut o momeală într-adevăr ispititoare, și căreia nu-i se putea potrivi una cu o meserie ca a mea. Căci în prăvălie nu era nimeni, iar în vitrină și pe masa negustorului despre care mi închipuiam că lucrează într-un colț al prăvăliei, stătea împrăștiate o mulțime de tacămuri. Am intrat cu îndrăzneală gata să pun mâna pe niște tacămuri și aș fi putut să fac treaba asta și să fug în liniște, scăpând cobrazul curat, deoarece cei din prăvălie nici nu se sinchiseau. Dar un binevoitor dintr-o casă de peste drum care mă văzuse intrând în prăvălia goală, trece strada în goană și, fără să mă întrebe cine sau ce sunt, mă înhață și începe să strige pe cei din casă. Eu nu mă atinsese mâncă de nimic și zărim pe cineva care se repede încoace, mi-a venit numai decât în minte să izbestare cu piciorul în podea și să strig, chiar în clipa când omul mă înșfăca. Și, cum totdeauna curajul cel mai mare l-am avut în cea mai mare primejdie, când a pus omul mâna pe mine, eu am început să spun sus și tare că intrasem să cumpăr o jumătate de duzin de linguri de argint. Și spre norocul meu, argintarul ăsta era dintre cei care și vindea tacâmuri, pe lângă că le lucra pentru alți negustori. Omul a izbucnit în râs când m-a auzit, fiind foarte mândru de serviciul pe care îl făcuse vecinului, și o ținea morțiș că nu intrasem să cumpăr, ci să fur, iar eu strigam de să adunase lumea și spuneam stăpânului prăvăliei, care fusese adus de alături, că i degeaba tot tărăboiul, fiindcă nu aci se poate discuta cazul. Omul acela tot de zor că intrasem cu gândul de a fura, dar lucrul trebuia dovedit și eu doram să ne ducem, fără multă vorbă, înaintea judecătorului, că simțeam cum mă apucă furiile împotriva celui ce mă înhățase. Stăpânul și stăpâna prăvăliei nu erau chiar atât de înverșunați ca omul de peste drum. Și stăpânul spuse, cu coană, din partea mea se poate să fi pășit în prăvălie cu gând curat, dar pare să că e primejdios să intri într-o prăvălie ca a mea când vezi că nu-i nimeni înăuntru și nu pot să-l nedreptățesc în așa hal pe vecinul meu care a fost atât de săritor față de mine încât să nu recunosc care și el dreptatea lui, deși, în definitiv, nu mi se pare că a încercat să furi ceva. Zău că nu știu cum să mă descurc în treaba asta!" Eu uit -o de de -am ghe să meargă cu mine în fața judecătorului, spunând că dacă se va dovedi ceva împotriva mea, chiar și o intenție numai, mă voi supune fără să crâcnesc, dar dacă nu, aștept despăgubiri. În timp ce ne ciorovăiam astfel în fața mulțimii strânse la ușă, apare săr T.B., consilier al orașului și judecător de pace, și când Juvaergiul a auzi de asta, a și rugat pe înălțimea sa să intre și să judece cazul. Ca să fiu dreaptă cu Giuvaergiul, el a spus povestea cu multă nepărtinire și cumpătare, iar omul care venise peste mine și mă înhățase și-a spus-o pe lui, cu tot atâta înverșunare și patimă prostească, ceea ce nu mi-a stricat deloc. După aceea a venit rândul meu să vorbesc, iar eu am spus în înălțimii sale că sunt străină la Londra, fiindcă mă înapoiasem de curând din nord, că locuiam în cutare loc și că trecând pe stradă, intrasem în prăvălia argintarului ca să cumpăr o jumătate de duzin de linguri. Spre marele meu noroc, aveam o lingură veche de argint în buzunar pe care am scos-o și am spus că o purtam la mine ca să găsesc încă șase linguri noi la fel, potrivite cu alte câteva pe care le aveam la țară, că ne văzând pe nimeni în prăvălie am izbit cu piciorul în podea ca să mă audă cineva și că am și strigat cu glas E drept că se aflau tacâmuri împrăștiate prin prejur, dar nimeni nu putea spune că m-aș fi atins de ceva, că un om a intrat în fugă de pe stradă și m-a înhățat cu furie, chiar în clipa când îi strigam pe oamenii din casă că dacă într-adevăr s-ar fi gândit să-i facă vecinului său un serviciu, ar fi trebuit să rămână la oarecare depărtare și să urmărească în tăcere dacă mă ating de ceva sau nu, și numai atunci m-ar fi prins asupra faptului. Asta e adevărat, zice domnul consilier, și întorcându-se spre omul care mă înhățase, îl întreabă dacă e adevărat că am izbit cu piciorul în podea. Omul a răspuns că da, izbisem, dar s-ar fi putut să fi făcut asta fiindcă venise el. Ba nu, zise consilierul, lundul de scurt. Acum te contrazici, fiindcă din aur ziceai că stăteam prăvălie cu spatele la dumneata și nu te-a văzut, până ce n-ai pus mâna pe ea. E adevărat că eu stăteam cu spatele puțin întors spre ușă, dar fiindcă în meseria mea trebuie să fii cu ochii în patru, l-am surprins cu privirea când trecea strada, așa cum am spus și mai înainte, deși el nu-și dăduse seama. După ce a ascultat tot ce a fost de ascultat, consilierul și-a dat cu părerea, anume că vecinul greșește și că eu sunt nevinovată, iar argintarul a încuvințat și va la fel, așa încât mi s-a dat drumul. Dar tocmai când mă pregăteam să plec, domnul consilier spune, mai stai puțin cu coană, de vreme ce dorei să cumperi linguri, nădăjduiesc că n-ai să-l lipsești pe prietenul meu de un mușteriu, numai pentru că s-a iscat o greșeală. Eu am răspuns pe loc, nu domnule, voi cumpăra totuși lingurile dacă mi le poate potrivi la lingura cea veche pe care am adus-o ca model. Argintarul mi-a arătat câteva linguri de același fel, le-a cântărit și făceau 35 de șilingi, așa încât am scos punga în care se aflau aproape 20 de guinee ca să-i plătesc, pentru că nu ieșam niciodată fără o astfel de sumă la mine, căci nu se știe ce se poate întâmpla și lucrul s-a arătat folositor în alte dăți ca și acum. Când domnul consilier mi-a văzut banii, a spus, doamnă, acum sunt pe deplin sigur că ai fost nedreptățită, tocmai de aceea te-am îndemnat să cumperi lingurile și am așteptat până ce le-ai cumpărat, fiindcă dacă n-ai fi avut bani ca să le plătești, aș fi bănuit că n-ai intrat în prăvălie cu gândul de a le cumpăra. Căci cei ce umblă cu gândul de la care ai fost învinuită nu prea au buzunarele pline de aur, cum văd că le ai dumneata. Am răspuns zâmbind că în cazul ăsta datoresc ceva din bunăvoința domniei sale banilor mei, dar nădăjduiesc că și judecata pe care mi-o făcuse înainte avea temei. El spuse că da, dar că acum părerea lui era întărită, iar el era pe deplin încredințat că fusese jignită pe nedrept. Și așa am scăpat cu obrazul curat dintr-o treabă care mă dusese până la marginea prăpastiei. Nici trei zile nu trecură și fără să mă cumințez de pe urma primejdiei prin care trecusem, am început după obiceiul meu să-mi văd mai departe de meseria pe care o îmbrățișasem de atâta vreme. M-am încumetat să intru într-o casă la care am văzut ușile deschise și m-am aprovizionat crezând că nu mă vede nimeni cu două bucăți de mătase înflorată din cea fină care se numește brocart. Nu era o prăvălie și nici magazia vreunui negustor de țesături, ci arăta ca o casă de locuit și pare să că era locuită de un om care vindea mărfurile luate de la țesători negustorilor, un fel de mijlocitor sau misit. Ca să nu lungesc partea cea mai întunecată a acestei istorie, am fost luată cu asal de două fetișcane care au dat buzna peste mine cu gura căscată, tocmai în clipa când ieșeam pe ușă. Una dintre ele m-a împins înapoi în odaie, iar cealaltă a închis ușa. Le-aș fi spus eu câteva, dar n-am avut răgaz, fiindcă cele nici două ce n-ar fi putut să fie mai furioase. Mi-au smuls hainele, m-au amenințat, au urlat de parcă ar fi vrut să mă ucidă, pe urma veni și stăpâna casei, în urma ei și stăpânul și toți erau furioși. Am încercat să-l îmbunesc pe stăpân, spunându-i că ușa era deschisă, că ispita fusese mare, că eram săracă și nenorocită și omul rab de greu sărăcia. L-am rugat cu lacrimi în ochi să aibă milă de mine. Stăpânul casei s-a muiat și era gata să-mi dea drumul, ba chiar aproape că-l muiase și pe bărbată său, dar fetișcanele acelea înfipte fugiseră, fără să fie trimise după un comisar, și când l-a văzut stăpânul, i-a spus nevestei că acum nu mai echip să dea înapoi, că trebuie să mă duc în fața judecătorului de pace, fiindcă dacă mă lasă să plec, intră chiar el în încurcătură. Când am văzut comisarul, am înlemnit și credeam că o să cad jos. Mi-am pierdut cunoștința și chiar cei din jurul meu credeau că o să mor, iar femeia a început din nou să stăruie pentru mine rugându pe bărbată sau să-mi dea drumul, pentru că tot nu păgubiseră nimic. Eu m-am arătat gata să plătesc cele două bucăți, care le-ar fi fost prețul, deși nu rămăsesem cu ele, și tot dădeam cu gura că de vreme ce mărfurile i-au rămas și de pierdut nu pierduse nimic, ar fi o cruzime să mă trimite la moarte și să mă facă să plătesc cu sângele meu doar încercarea de a fura. I-am băgat în cap și comisarului că nu spărsese mușa, nici nu luasem nimic, iar când am arătat și în fața judecătorului că nu făcusem o spargere ca să intru, nici nu luasem nimic cu mine, judecătorul era cât paci să-mi dea drumul. Dar când cea din tâi dintre târâturile alea obraznice care mă opriseră a spus că ieșeam pe ușă cu marfa, că ea m-a oprit și m-a împins înapoi, judecătorul m-a condamnat pe temeiul ăsta și am fost dusă la Newgate, locul acela îngrozitor. Îmi îngheață sângele în vine numai când îi rostesc numele. E locul unde atâția dintre tovară și mei au fost închiși și de unde au pornit spre pomul fatal locul unde maică mea a suferit atâta, unde am venit eu pe lume și de unde nu nădăjduiam să scap decât printr-o moarte rușinoasă. În sfârșit, locul unde eram de atâta vreme așteptată și de care mă ferisem timp îndelungat cu atâta iscusință și atâta noroc. Acum soarta mi era pecetluită. E cu neputință să vă descriu spaima ce m-a cuprins când m-au băgat prima oară înăuntru și când mi-am aruncat privirile spre grozăviile din locul acela jalnic. Mă socoteam pierdută și nu mă mai gândeam decât la plecarea din lumea asta, ce avea să se petreacă în felul cel mai rușinos cu putință, zgomotul infernal, urletele în jurăturile și țipetele, duhoarea și murdăria, toate lucrurile groaznice și copleșitoare pe care le vedeam acolo, se uneau pentru a preface locul într-o icoana iadului, un fel de intrare în iad. Acum îmi aminteam cu remușcare că fusesem de nenumărate ori prevenită, după cum am și spus mai înainte prevenită de mintea mea, de simțul propriei mele bunăstări și de primejdiile din care scăpasem să mă las de meserie cât mai merge bine, îmi aminteam cum mă împotrivisem acestor semne și mi-năsprisem gândurile împotriva oricăror temeri, înțelegeam că fusesem împinsă spre această zi a nenorocirii de o soartă de nenlăturat și că acum aveam să mi spășesc prin ștrang toate păcatele, că aveam să-mi dau sângele spre împlinirea dreptății și că ajunsesem acum la capătul vieții și al ticăloșiei mele. Toate gândurile astea se băteau peste mintea mea într-un chip nelămurit și mă lăsau copleșită de tristețe și deznădejde. După aceea m-am căit din toată inima pentru viața mea trecută, dar căința asta nu mi-aducea nici mulțumire, nici pace, nu, nici urmă de așa ceva, pentru că, așa cum îmi spuneam mie, însă mă căiam după ce mi se luase putința de a mai păcătui. Jeleam, parese, pare să nu fiindcă făptuisem atâtea nelegiuiri și pentru că păcătuisem împotriva lui Dumnezeu și asemenilor mei, ci fiindcă îmi primeam pedeapsa pentru tot ce făptuisem. Mă căiam, după cum îmi spuneam, nu fiindcă păcătuisem, ci fiindcă aveam să sufăr și gândul ăsta îmi răpea mângâierea căinței. Câteva nopți și zile după ce am intrat în locul acela blestemat, n-am putut închide ochii și câteva vreme aș fi fost bucuroasă să mor acolo, deși nici moartea nu o priveam așa cum s-ar fi cuvenit. Într-adevăr, nimic nu putea să fie pentru închipuirea mea mai groaznic decât locul unde mă aflam, nimic mai respingător decât tovărășia în care mă aflam. O, în orice loc din lume, afară de Newgate, aș fi fost trimisă, m-aș fi socotit fericită. Și apoi, cum se mai bucurau nenorociții aceia în răis care ajunseseră aici înaintea mea? Ce, doamna Moll Flanders a sosit în sfârșit la Newgate?" Doamna Mari, doamna Moli și, curând, nu mi-au mai spus decât pur și simplu Mol Flanders. Credeau că mă ajută însuși diavolul de domnisem atâta vreme, mă așteptau de mulți ani, ziceau, și în sfârșit, iată că în sfârșit venisem. M-au împroșcat cu bat jocura lor, mi-au urat bun venit în locul acela, mi-au dorit numai bucurie, m-au poftit sa minima -mi ușoară să nu mă las doborâtă, fiindcă nu era chiar atât de groaznic cum mă temeam eu că o să fie și altele de felul ăsta. După aceea au cerut brandy și au băut în cinstea mea, dar mi-au trecut totul în socoteală, fiindcă ziceau că eu tocmai picasem, cum se spunea pe acolo, și cu siguranță că sunt plină de bani în timp ce ei sunt lefteri. Am întrebat-o pe una din liota asta de câtă vreme sta aici. Mi-a spus că de patru luni. Am întrebat-o cum mi se păruse locul când nimerise prima oară aici. Mi-a răspuns că la fel cum mi se părea și mie acum, groaznic și înspăimântător, un adevărat iad. Și acum tot așa cred, a adăugat, dar acum m-am obișnuit și nu mă mai frământ. Pe semne, zic eu, că nu te așteaptă nicio primejdie. Aici te înșel, zice, fiindcă sunt o sândită, dar am declarat că aștept un copil, măcar că nu sunt mai însărcinată decât judecătorul care m-a judecat și voi fi rechemată în sesiunea următoare a fi rechemată înseamnă pentru o femeie să reintre sub puterea judecății după ce a fost amânată pentru sarcină și s-a dovedit că nu așteaptă copil sau dacă aștepta că a născut. Ei și întreb eu, atunci cum pot să fie atât de liniștită? Păi zice, n-am încotro, la ce ajută să fi trist? Dacă mor spânzura, s-a sfârșit cu mine și pace. Și începe să se învârtească și să danseze cântând acest cântec zămisli de duhul din Newgate. De frângie, când o ia târna, clopotele o auzi cum vor suna și s-o sfârși cu biata genii. Amintesc de toate astea, spre folosința oricărei femei care va cădea în aceeași nenorocire și va fi închisă în locul acela înspăimântător, ca să știe că timpul, nevoia și legătura cu nenorociții de aici te fac să te obișnuiești, că până la urmă te împaci cu ceea ce, la început, părea cea mai mare groză vie din lume și ajungi să-ți în mijlocul acestei mizerii nerușinarea, veselia și voioșia din vremea când erai liber. Nu pot spune cum fac unii că dracul acesta nu-i chiar atât de negru, căci, într-adevăr, cu nicio culoare nu poți zugrăvi și da viața celui loc și niciun suflet nu-și poate închipui cu adevărat cum arată, în afară de cei ce au suferit înăuntru. Dar cum e cu putință ca iadul să devină încetul cu încetul o obișnuință cu care nu numai că te împaci, dar îți devine chiar plăcută, e un lucru de neînțeles pentru toți cei care au trecut prin câte am trecut eu. Chiar în noaptea când am fost trimisă la Newgate, am dat de știre îngrijitoarei mele, care vă închipuiți că a fost uimită și a petrecut o noapte aproape la fel de proastă în afara zidurilor închisorii, cum am petrecut eu înăuntru. În dimineața următoare a venit să mă vadă. A făcut tot ce a putut ca să mă mângâie, dar a văzut ea că n-are niciun rost. Totuși, așa cum spunea ea, să te lași doborută de, de povară înseamnă să sporești povara. Numai decât s-a pus pe lucru și a găsit mijloacele potrivite pentru a împiedica urmările de care ne temeam. Mai întâi de toate le-a găsit pe cele două fetișcane înverșunate care mă prinse să răcumâța în sac. S-a târguit cu ele, le-a pisat, le-a oferit bani. Pe scurt, a încercat un în fel și chip să împiedice acțiunea de urmărire. A oferit uneia dintre fete o sută de lire ca să plece de la stăpână sa și să nu depună mărturie împotriva mea, dar fata era atât de îndârjită încât, deși nu era decât o slujnică coleafă de trei lire pe an sau așa, a refuzat și ar fi refuzat cum credea îngrijitoarea mea, chiar dacă i s-ar fi dat 500 de lire. Pe urmă a încercat cu cealaltă fată. Asta nu era chiar atât de nemiloasă ca prima, ba uneori era gata să se moaie, dar cea din tâi o ținea închisă și nu-i dădea voie îngrijitoarei mele nici să-i vorbească, ba chiar o amenința că o să o denunțe pentru încercare de mituirea martorilor. După aceea, îngrijitoarea mea s-a dus la stăpân, adică la omul căruia-i furase marfa și mai ales la nevastă sa, căruia la început i se făcusă mile de mine. Pe femeie o găsine schimbată, dar omul o ține amorțiș că trebuie să mă urmărească, fiindcă altfel pierde dreptul de a mai da pe cineva în judecată. Îngrijitoarea mea a propus să găsească prieten care să-i scoată plângerea din catastife, așa încât el să nu pățească nimic, dar nu era cu putință să-l convingă că poate trăi liniștit pe lumea asta altfel decât dându-mă pe mine în judecată. Așa încât trei martori aveau să depună mărturie împotriva mea, stăpânul și cele două slujnice. Cu alte cuvinte, eram la fel de sigură că o să intru la apă cum eram acum că trăiesc și nu aveam altceva de făcut decât să mă gândesc la moarte. Și, cum spuneam mai înainte, pregătirea mea pentru moarte se făcea pe o temelie foarte șubredă, fiindcă toată căința de care eram în stare îmi părea că nu e altceva decât urmarea fricii de moarte. Nici urmă de părere sinceră de rău pentru viața ticăloasă pe care o dusesem și care îmi cășunase atâta nenorocire, sau pentru că îl supărasem pe creatorul meu, acel care avea acum să-mi devină dintr-o dată judecător. Și am trăit zile în șir o viață de groază. Moartea am stătea în față, ca să zic așa, iar eu nu mă gândeam zi și noapte la nimic altceva decât la spânzurătoare, ștreanguri, duhurile și diavoli. Nu găsesc cuvinte să spun că de sfâșiată eram între groaza morții și chinurile conștiinței care mă mustra pentru viața mea păcătoasă din trecut. Pastorul din Newgate a venit la mine și mi-a vorbit în felul lui obișnuit, dar toată sfințenia asta nu urmărea decât să scoată de la mine mărturisirea crimei, cum îi zicea el, măcar că nici nu știa pentru ce fusese închisă, să mă facă să dau totul pe față și câte altele, fără de care spunea el, Dumnezeu nu mă va ierta niciodată, și ca să mă aduc aici, își dădea atât de puțină osteneală, încât nu m-am ales cu nicio mângâiere de la el. Și apoi mi era atât de silă să-l văd pe bietul om îndrumându-mă să mă spovedesc și să mă căiesc dimineața și îmbătându-se cu brandi la prânz, încât mi s-a făcut scârbă de el și încetul cu încetul și de meseria lui, așa încât l-am rugat să mă lase în pace. Nu știu cum s-a întâmplat, dar datorită stăruinței neostenite a îngrijitoarei mele, n-am fost adusă la judecată în prima sesiune, adică în fața juriului cel mare de la Guildhall, mai aveam deci înaintea mea o lună sau cinci săptămâni și, fără îndoială, ar fi trebuit să privesc acest răstim ca un prilej de a mă gândi la trecut și de a mă pregăti pentru ceea ce avea să urmeze. Ar fi trebuit să socotesc acest răstim ca un răgaz mie, dat mie pentru a mă căi și să-l fi folosit ca atare, dar nu-mi stătea în fire. Îmi părea rău ca și înainte că nimerisem la Newgate, dar dădeam puține semne de căință. Din potrivă, după cum apa din văgăunile munților întărește și preface în piatră locurile peste care pică, tot așa, asupra mea statul la oaltă, cu o bandă de ticăloși, a avut aceeași răurire ca și asupra celorlalți. M-am prefăcut în stane de piatră, mai întâi am devenit proastă și nesimțită, pe urmă o bestie fără gânduri și în cele din urmă turbată ca oricare dintre cei de aici. Pe scurt, locurile acelea mi s-au părut atât de fire și de plăcute, și m-am împăcat atât de bine cu ele de parcă într-adevăr m-aș fi născut aici. E greu să-ți închipui că firea noastră e în stare să decadă în așa hal, încât să socotească plăcut și bun, ceea ce, de fapt, înseamnă cea mai groaznică mizerie. Aproape că nu cred să există o situație mai proastă decât cea în care mă aflam. Ajunsesem la culmea nenorocirii pe care o poate atinge un om care e în viață, sănătos și având bani cu care să se descurce așa cum aveam eu. M-a apăsat povara unei vin destul de mari ca să strivească orice făptură cât de cât gânditoare și înzestrată cu simțul fericirii de pe această lume și al nenorocirii de pe lumea cealaltă. La început mă încercaseră unele remușcări, dar căință nu simțisem de fel. Acum însă nu simțeam nici remușcări și nici căință. Eram învinuită de o nelegiuire a cărei pedapsă era moartea. Dovada era atât de sigură încât nu mai exista pentru mine nicio putință să-mi tăgăduiesc vinovăția. Aveam renumele unei vechi răufăcătoare, așa încât nu mă puteam aștepta la nimic altceva decât la moarte și, într-adevăr, n-aveam nici o nădejde de descăpare, Și totuși eram stăpânită de o ciudată amorțeală a sufletului. Nu eram tulburată, n-aveam temeri, n-aveam griji. Zguduirea surprinderii de la început trecuse. Nici eu singură nu știu cum să spun că eram. Simțurile, mintea, chiar și conștiința mi erau adormite. Vreme de 40 de ani, drumul vieții mele fusese o împletire groaznică de ticăloșie, dezmăț, adulteri, incest, minciună, hoție. Pe scurt, încercasem totul în afară de omor și trădare de la vârsta de 18 ani până la 60. Și acum eram covârșită de amarul pedepsei și o moarte rușinoasă mă aștepta. Și totuși nu-mi dădeam seama de starea mea, nu mă gândeam nici la cer, nici la iad, nimic decât doar o simplă înfiorare, fugară ca o înțepătură sau o durere prevestitoare, dar care trece numai decât. N-aveai să cer îndurare domnului sau măcar să mă gândesc la ea. Și cu asta cred că am zugrăvit în câteva cuvinte cea mai cruntă mizerie din câte pot exista pe pământ. Toate gândurile mele de spaimă trecuseră cu grozăvia locului mă obișnuisem și acum nu mă mai simțeam prost când auzeam gălăgia și țipetele închisorii decât se simțeau cei care țipau. Pe scurt, devenisem o și la fel de păcătoasă și de nesuferită, ca oricare alta mai mult chiar de-abia dacă mai păstram ceva din deprinderea bunei creșteri și a purtărilor alese pe care le vădise nu demul vorbirea mea, atât de desăvârșită era stricăciunea care pusese stăpânire pe mine, încât nu mai eram cea care fusesem de parcă niciodată n-aș fi fost altfel decât cum eram acum. În toiul acestei vieți năsprite am trăit o întâmplare neașteptată și mi-am reamintit puțin de ceea ce se numește mâhnire, mâhnire al cărei simț îl pierdusem. Într-o seară mi s-a spus că în ajun noaptea târziu fusese raduși în închisoare trei host de drumul mare care se dedaseră la jafuri, undeva cred că pe Hounslow Head, și fusese urmăriți până la Uxbridge de toți oamenii din Ținut, iar aci fusese prinși și după împotrivire vitejească, în care mulți oameni de prin partea locului fusese răniți și câțiva omorâți. Nu de mirare că noi, cei închiși, eram dornici să-i vedem pe acești viteji clasa întâi, fiindcă se spunea că alții, ca ei, nu se mai văzuseră cu atât mai mult cu cât era vorba ca a doua zi dimineața să fie mutați în partea dinspre curte, că își deduseră bani directorului închisorii ca să li se îngăduie să stea în locul acela mai bun. Așa încât, noi, femeile, ne-am așezat în drumul lor ca să fim sigure că o să-i vedem, dar nu găsesc cuvinte să redau mirarea și ira mea când am cunoscut în primul bărbat ce se arătă pe soțul meu din Lencașa, era acela cu care trăisem atât de bine la dance table, acela pe care îl văzuse mai târziu la Brick Hill, când eram măritată cu ultimul meu bărbat, după cum am povestit. Am amuțit când l-am văzut și nu știam nici ce să spun și nici ce să fac. El nu m-a recunoscut și asta a fost singura mea mângâiere. Mi-am părăsit tovarășele, m-am ascuns, atât cât îți îngăduie locul acela îngrozitor să te ascunzi și am plâns cu foc multă vreme. Făptură îngrozitoare, îmi spuneam, câți bieți oameni am nenorocit, câți deznădăjduiți am dat pe mâna diavolului. Puneam pe socoteala mea toate nenorocirile omului acestuia. El îmi spusese doar la Cester că din pricina căsătoriei cu mine se ruinase și caverea lui era pierdută din cauza mea. Numai crezându-mă pe mine bogată, îndrăznise să facă mai multe datorii decât era în stare să plătească. Zicea că o să intre în armată, că o să poarte flintă, că o să cumpere un cal și o să dea o raită prin țară. Și deși eu nu i spusesem niciodată că am avere, prin urmare, nu îl înșelasem de fapt. Totuși îl lăsasem să creadă că am și deci fusese în prilejul dintr-un început al nenorocirii lui. Întâmplarea asta neașteptată m-a cufundat mai adânc în gândurile mele și mi-a dat prilejul unor frământări mai aprige decât toate cele dinainte. Jeleam zi și noapte, mai ales pentru că auzisem că el era capitanul bandei și că făptuise atâtea jafuri. Se zicea că Hin sau Whitney sau fermierul de aur erau niște neghiop pe lângă el că va fi spânzurat cu siguranță orice se va întâmpla și că vor fi oameni cu droaia care să depună mărturie împotriva lui. Eram copleșită de durere din pricina asta, cazul meu nici nu mă mai tulbura gândindu-mă la al lui, iar remușcările mă covârșau. Jeleam nenorocirea mea și decăderea lui în așa hal, încât nu mă mai bucura nimic din tot ce mă bucurase înainte și gândurile de la început cu privire la viața înspăimântătoare pe care o trăisem începeau să mă năpădească din nou. Și odată cu întoarcerea lor se întoarse și groaza de locul acela și de viața din închisoare. Pe scurt, mă schimbasem cu desăvârșire și devenisem altă ființă. În timp ce eram apăsată de durere din pricina lui, a venit în științarea că în sesiunea următoare voi fi citată în fața juriului cel mare și că se va cere pentru mine pedapsa cu moartea cum eram dinainte ploștită, îndrăzneala pe care o dobândisem pierii și sentimentul vinovăției mă cuprinse din nou. Pe scurt, începui să gândesc și a gândi este un pas însemnat de la iad spre cer. Împietrirea aceea sufletească de care am vorbit atâta mai înainte nu era decât o lipsă de gândire. Cel care își recapătă gândirea se recâștigă pe sine. Cum spuneam, de îndată ce începui să cuget, primul gând care-mi trecu prin minte izbucni astfel. Doamne, ce o să se întâmple cu mine?" Voi fi cu siguranță o sândită și nu mă poate aștepta decât moartea. Prieten, n-am ce să fac. Cu siguranță că voi fi o sândită. Doamne, îndurăte de mine, ce o să se aleagă de mine? Veți spune că e un gând trist, acest prim gând care s-a stârnit în sufletul meu, după atâta amar de vreme? Dar nici asta nu însemna mare lucru că cera doar frica de ceea ce avea să urmeze. Nici urmă de căință adevărat în toate astea. Totuși eram îngrozitor de doborâtă și nemângăiată fără seamăn și fiindcă nu aveam niciun prieten căruia să-i împărtășesc aceste gânduri fără nădejde, eram atât de apăsată, încât mă apucau tremurăturile și îmi pierdeam cunoștința de câteva ori pe zi. Am trimis după bătrâna mea îngrijitoare, iar ea, ca să fiu dreaptă, s-a purtat ca o prietenă credincioasă. A întors lumea pe dos ca să-mi piedice juriul cel mare să-mi judece cazul. S-a dus la câțiva din membrii juriului, le-a vorbit, s au ostenit să-i înrăurească în favoarea mea, spunând că nu se furase nimic, nu se făcuse nicio spargere și așa mai departe, dar nimic n-a folosit. Cele două fetișcani au depus jurământul, iar în fața juriului au adus învinuirea de hoție și spargere, adică furt și jaf. Eu am căzut în nesimțire când mi s-a adus vestea și după ce mi-am venit în fire, credeam că o să mor sub povara ei. Îngrijitoarea mea s-a purtat ca o adevărată mamă, îi era milă și plângea cu mine și pentru mine, dar de ajutat nu mă putea ajuta. Și ca să-mi sporească mie spaima, umbla vorba prin toată închisoarea că voi fi o sândită la moarte. Auzeam oamenii vorbind adesea despre asta și vedeam cum clatină din capete și spun că le pare tare rău și câte altele, cum se întâmplă prin închisori. Dar nimeni nu venea să-mi spună ce gândește până când în cele din urmă un pasnic s-a apropiat pe ascuns de mine și mi-a spus cu un oftat. Ei, doamnă Flanders, vineri vei fi judecată. Era într-o miercuri. Ce ai de gând să faci? Eu m-am făcut albă cavarul și am spus... Dumnezeu știe ce am să fac, fiindcă eu nu știu. Păi, zice el, nu vreau să te amăgesc, zic, să te pregătești de moarte, pentru că mă tem că vei fi o sândită, vei chiar o făcătoare cum ești tare, mă ca ai să afli în durare. Se zice, a adăugat, că pricina dumitalei e foarte simplă și că martorii jur atât de înverșunat împotriva dumitale, încât nu va fi chip să scapi. Îmi fipsese parcă un pumnal în inima mea și așa strivită de povară, și multă vreme n-am putut scoate o vorbă, fie ea bună sau rea. În cele din urmă am izbucnit în lacrim și am spus, domnule, dar ce trebuie să fac? Ce să faci, zice el, trimite după un pastor și vorbește cu el, fiindcă, zău, doamnă Flanders, dacă n-ai prieteni foarte buni, nu mai ești pe lumea asta. Omul vorbea foarte sincer, dar pentru mine vorbele lui sunau tare aspru, cel puțin așa mi se părea. M-a lăsat într-o stare de neînchipuită tulburare și toată noaptea ce am stat trează. Și acum începui să-mi spun rugăciunea, ceea ce nu cred că mai făcusem de la moartea ultimului, ultimului meu soț sau chiar mai de mult. Și zău că e bine zis că-mi spuneam rugăciunea, fiindcă eram atât de tulburată și cugetul mi era atât de plin de spaimă, încât deși plângeam și repetam cuvintele obișnuite, Doamne, îndură de mine, totuși nu ajunsesem încă să pricep că sunt o păcătoasă nenorocită așa cum eram de fapt și să mărturisesc păcatele lui Dumnezeu cerând mi iertare în numele lui Hristos. Eram covârșită de gândul la starea mea, de gândul că voi fi judecată și de siguranța că voi fi executată, și de aceea am strigat toată noaptea. Doamne, ce o să se întâmple cu mine? Doamne, ce să fac? Doamne, îndurăte de mine! Și tot așa. Sermana mea îngrijitoare era tare abătută, tot atât de abătută ca și mine, iar căința ei era mai sinceră, deși ea n-avea de ce să se teamă că va fi o sândită. Nu că n-ar fi meritat-o la fel ca și mine, lucru pe care ea de altfel îl recunoștea dar de mulți ani nu făcuse altceva decât să primească cele furate de mine și de alții și să ne dea ghes să furăm. Dar acum plângea și se învinovățea ca scoasă din minți, frângându-și mâinile și strigând că e pierdută, că blestemul cerului a căzut asupra ei, că o să ajungă în că fusese piazărea pentru toți prietenii, că pe cutare și cutare i-ai dusese la ștreang. Și când ajungea aici, număra vreo 10-11 oameni, dintre care pe unii i-am pomenit și eu și care o sfârșiseră rău, și zicea că pe mine ia mă nenorocise, fiindcă mă îmboldise să merg înainte, atunci când eu aș fi vrut să mă opresc. Aici eu uitai am vorba. Nu, mamă, să nu vorbești despre asta, fiindcă dumneata ai vrut să mă oprești după ce am pus mâna pe banii negustorului de mătăsuri și că m-am întors de la Harvick, dar eu n-am vrut să te ascult. Prin urmare, nu ești de eu mi -am făcut o Eu singură mi-am făcut-o. Eu singură m-am adus în halul ăsta de mizerie. Și petreceam vorbind astfel ceasuri întregi. Ei, dar nu era nimic de făcut. Procesul își urma cursul și joi am fost dusă la curtea cu jur și acolo am fost citată, cum se spune, iar procesul a fost hotărât pentru a doua zi. Când am fost citată, am declarat că nu sunt vinovată și bine am făcut, pentru că am fost învinuită de fur și spargere. Adică am fost învinuită de a fi furat două bucăți de brocart în valoare de 46 de lire, marfa parținând lui Anthony Johnson și de a fi pătruns prin spargere de ușă. Dar reclamații știam prea bine, nu puteau susține cam spartușa și nici măcar cam ridica zăvorul. Vineri am fost adusă în fața judecății. Eram atât de istovită decât plânsesem în ultimele două-trei zile, încât în noaptea de joi am dormit mai bine decât m-aș fi așteptat și am dovedit mai mult curaj la judecată decât aș fi crezut cu putință. După ce s-a început judecata și s-a citit actul de acuzație, am vrut să vorbesc, dar mi s-a spus că trebuie să fie ascultați mai întâi martorii și după aceea o să-mi vie și mie timpul să vorbesc. Martorii erau cele două fetișcane, niște cațe într-adevăr, fiindcă deși ce spuneau era în linii mare adevărat, totuși au sărit peste cal, jurând că luasem marfa de-a bine la înstăpânire, cu ascunsesem sub haină, că mă pregăteam să plec cu ea, ba chiar că pășisem cu un picior peste prag când s-au arătat ele și că după aceea am pășit și cu celelalte așa încât ieșisem în stradă cu marfa, înainte ca ele să mă fi prins, că de-abia pe urmă mă ele și găsiseră marfa la mine. În general, totul era adevărat. Eu însă am stăruit că ele mă opriseră înainte ca eu să fi pășit pragul, dar lucrul nu cântărea prea greu în favoarea mea, fiindcă eu luasem marfa și aș fi plecat cu ea dacă n-aș fi fost prinsă. M-am apărat, spunând că eu nu furasem nimic și ei nu pierduseră nimic, că ușa era deschisă, iar eu intrasem cu gândul să cumpăr, dacă ne văzând pe nimeni mă atinsesem de ceva... Nu se putea trage concluzia că aveam de gând să fur. Am spus că nu dusesem marfa mai departe de ușă unde mă aflam, că o făcusem numai fiindcă voiam să mă uit la ea în lumină. Curtea n-a vrut cu niciun chip să recunoască asta, ba chiar m-a luat în râs când am spus că aveam de gând să cumpăr marfa, fiindcă aceea nu era prăvălie și nu se vindea nimic acolo, cât despre faptul că am dus marfa la ușă ca să o văd mai bine, fetele și-au bătut joc cu nerușinare de asta și-au făcut o felul de glume, au spus curții că m-am uitat bine la marfă, ba chiar că mi-a plăcut, de vreme ce am împachetat-o și mă pregăteam să plec cu ea. Pe scurt, am fost găsită vinova de sfurt, dar de învinuirea de spargere am fost descarcerată, descărcată, ceea ce era slabă mângâiere pentru mine, fiindcă prima învinuire aducea sentința de moarte, așa că a doua nu putea aduce mai mult decât atât. În ziua următoare am fost dusă să ascult groasnica sentință și când m-au întrebat ce am despus spre ușurarea pedepsei, o clipă am rămas mută, dar cineva mă îndemna cu glăstarea să vorbesc judecătorilor, pentru că ei ar putea să pună o vorbă bună pentru mine. Asta mi-a dat curaj și le-am spus că n-am nimic de adăugat care să oprească o sânda, dar că aș avea multe de spus ca să câștig îndurarea curții, că nădăjduiesc că vor trece cu vederea unele lucruri, ținând seama de împrejurări, că nu făcusem nicio spargere, că nu furasem nimic, că nimeni nu se alesese cu vreo pierdere, că omul căruia îi parținea Marfa dorise să am parte de îndurare și spusese acest lucru cu toată sinceritatea, că în cazul cel mai rău era prima mea faptă de acest fel, fiindcă nu mai apărusem niciodată în fața unui tribunal, Într-un cuvânt am grăit cu mai mult curaj decât aș fi crezut că voi fi în stare, cu glas mișcător și parcă și cu lacrimi în ochi, dar nu chiar atât încât să mă împiedice de la vorbă și mi-am dat seama că ceilalți sunt mișcați până la lacrimi de spusele mele. Judecătorii stăteau țepeni și muți, ascultându-mă cu bună voință și dându-mi timp să spun tot ce aveam de spus, dar fiindcă n-au zis nici da, nici nu, s-a rostit sentința de moarte și pe mine m-a îngrozit ca moartea însă și Eram zdrobită, nu mai aveam curaj. Nu mai aveam limbă să vorbesc și nici ochi să privesc spre Dumnezeu sau spre oameni. Sărmana mea îngrijitoare, care până atunci fusese sprijinul meu, era nemângâiată și avea acum ea nevoie de mângâieri, de atâta jale și turbare și ieșise din minți ca o nebună din bedlam. Nu era nemângâiată numai din pricina mea, ci o cuprinsese groaza la gândul vieții ei ticăloase, spre care privea acum cu alți ochi decât mine, fiindcă ea se căia amarnic pentru păcatele ei și îi părea rău de nenorocirea întâmplată. A trimis după față bisericească un om serios, pios, blând și cu ajutorul lui să lăsa cu atâta sinceritate în voia pocăinței, încât cred la fel ca și pastorul că era o adevărată pocăită. Ba, mai mult, nu s-a pocăit numai atunci și în legătură cu împrejurarea asta, ți a ținut-o tot așa, după cum am aflat până în ziua morții. E mai ușor să-ți închipui decât să zugrăvești starea în care mă aflam acum. În fața mea nu era decât moartea, și cum n-aveam prieteni care să mă ajute, n-așteptam altceva decât să-mi găsesc numele trecut alături de alte cinci pe ordinul de execuție pentru vinerea următoare. Între timp, nefericita mea îngrijitoare mi-a trimis un pastor care m-a vizitat la cererea ei. El m-a îndemnat cu seriozitate să mă pocăiesc și să nu mai bajoc de sufletul meu, să nu mă mai amăgesc cu deci dacă voi trăi, fiindcă după câte știe el, n-aveam de ce să mai sper, și să privesc fără prefăcătorie și cu tot sufletul spre Dumnezeu Cerând îndurare în numele lui Hristos, și -a întărit vorbele cu citate potrivite din Sfânta Scriptură, în care cei mai mari păcătoși erau îndemnați să se căiască și să nu mai apuce pe căi rătăcite, și, după toate astea, am genuncheat și s-a rugat alături de mine. De-abia acum dădeam pentru întâia oară semne de căință. Acum începeam să privesc cu groază îndărăt spre viața mea trecută, și fiindcă pătrundeam cu privirea în ceea ce e dincolo, lucrurile vieții începeau să mi apară într-o lumină nouă și sub o înfățișare cu totul deosebită de cum mi-a îmi apăruseră înainte, așa cum cred că se întâmplă oricui în clipe din acestea. Părerile mele despre fericire, bucurie, durerile vieții erau acum cu totul schimbate și în mintea mea era loc numai pentru gânduri mult mai înalte decât tot ceea ce cunoscusem în viață, așa încât mi se părea cea mai mare prostie să pun greutate pe ceva, fie chiar și pe lucrul cel mai de preț din lumea asta. Cuvântul veșnicie mi-a părea cu toate adaosurile lui nepătrunse și înțelegerea mea despre el se lărgise într-atât încât nici nu știam cum să-i dau grai. Între altele, cât de lipsite de noi mă mi-a toate lucrurile plăcute, vreau să spun, acelea ce treceau înainte, drept plăcute, acum când mă gândeam că de dragul fleacurilor acestora josnice ne pierdeam fericirea veșnică. Odată cu astfel de gânduri mă cuprindea un chip firesc, mustrări de cuget pentru purtarea mea păcătoasă din trecut, căci pierdusem orice speranță de a fi fericită în veșnicia în care mă pregăteam să intru. Din potrivă, eram sortită tuturor nenorocirilor și la asta se adăuga gândul groaznic că nenorocirea va fi veșnică. Nu sunt în stare să descălesc pe nimeni, dar atât cât mă pricep, vreau să redau lucrurile în tocmai cum mi-a atunci, deși sunt departe de a da grai simțămintelor vii care îmi năpădeau sufletul în clipele acelea, Într-adevăr, acele simțăminte nu pot fi lămurite prin cuvinte, sau dacă pot fi, atunci nu sunt eu într-atâta stăpână pe cuvinte încât să le pot împărtăși. E treaba fiecărui cititor chipzuit să gândească cu rost asupra lor, așa cum îl vor îndruma propriile lui împrejurări și, cândva, fiecare om poate simți ceva asemănător, vreau să spun, să aibă o înțelegere mai limpede a lucrurilor viitoare decât a avut până atunci și o teamă mai adâncă în legătură cu propria sa răspundere. Dar să mă întorc la povestea mea. Pastorul îmi dădea gest să-i spun, în măsura în care socoteam de cuvință, cum stăteam eu cu credința în ceea ce va fi dincolo. Mi-a spus că n-a venit la mine ca un obișnuit al locului, a cărui treabă e să stoarcă mărturisiri de la pușcăriaș, pentru ca să dea de urma altor răufăcători, că treaba lui este să mă îndemne să-i vorbesc atât de sincer încât să-mi ușurez cugetul și să-i îngădui lui să-mi aducă mântuire atât cât îi stă în puteri și m-am credința că orice i spune va închide în el ca pe o taină cunoscută numai de Dumnezeu și de mine, că nu dorește să afle nimic decât numai pentru a fi în stare să-mi dea un sfat bun și să se roage Domnului pentru mine. Această purtare cinstită și prietenoasă a rupt zăgazurile patimilor mele. În felul ăsta omul mi-a pătruns în suflet, iar eu i-am dezvăluit întreaga ticăloșie a vieții mele. Pe scurt, i-am făcut un rezumat al acestei istorii, i-am zugrăvit ca printr-o miniatură purtarea mea pe un răstim de 50 de ani. Nu i-am ascuns nimic, iar el, în schimb, m-a sfătuit să mă căiesc sincer, mi-a explicat ce înțelege el prin căință și, pe urmă, mi-a arătat ce nesfârșită e îndurarea hrăzită de cer păcătoșilor celor mai înverșunați, așa încât eu n-am mai putut rosti nicio vorbă de deznădejde sau de îndoială că mă voi mântui. Asta a fost starea în care m-a lăsat după prima noapte. A doua zi de dimineață a venit din nou și m-a lămurit mai departe despre felul cum lucrează îndurarea divină. După el nu trebuia să fac altceva decât să o doresc din toată inima și să fiu gata să o primesc. Nu era nevoie decât de sinceră părere de rău și ură față de acele fapte care a pe bună dreptate asupra mea răzbunare cerească. Nu mă simt în stare să repet cuvântările minunate ale acestui om neobișnuit. Tot ce pot face este să spun că a dat viață nouă inimii mele și m-a adus într-o stare pe care nu o cunoscusem cu niciodată înainte eram copleșită de rușine și durere la gândul vieții mele trecute și totuși plină de o bucurie tainică uimitoare la gândul că sunt cu adevărat pocăită și că primez mângâierea cuvenită unei pocăite cu alte cuvinte plină de nădejdea iertării. Și atât de repede mi umblau gândurile și atât de mare era înrăurirea lor asupra mea, încât mi se părea că în clipa aceea aș fi în stare să pășesc de bunăvoie spre o sândă, fără nicio neliniște, încredințându-mi ca o pocăită ce eram sufletul întreg în durării celei nesfârșite. Pastorul cel bun era atât de mișcat văzând ce înrăurire au cuvintele lui, încât a binecuvântat numele Domnului care pogărâse asupra mea și s-a hotărât să nu mă mai părăsească până în ultima clipă. A durat numai puțin de 12 zile de la primirea sentinței de către mai mulți din către, dintre noi și până la venirea ordinului de execuție, cum se spune, când am aflat și numele meu printre numele celor osândiți. Ce lovitură groaznică pentru nobilele mele hotărâri! Parcă m-a înjunghiat în inimă și de două ori una după alta mi-am pierdut cunoștința, fără să fiu în stare să scot vreo vorbă. Pastorul cel de treabă era adânc mâhnit din pricina mea și a făcut tot ce a stat în putință ca să mă mângâie cu aceleași cuvinte și cu aceeași vorbire mișcătoare de mai înainte, iar în seara aceea nu s-a mișcat de lângă mine până ce nu l-au poftit paznicii să plece, dacă nu cumva voia să rămână închis cu mine peste noapte, ceea ce n-a vrut. Mă am mirat mult că nu l-am văzut toată ziua următoare, că era ajunul zilei stabilite pentru execuție și eram descurajată și abătută, bana lipsi mult să mă prăbușesc din lipsa acelei mângâieri pe care el în atâtea rânduri și cu atâta succes mi-o adusese, ori de câte ori venise. Am așteptat cu mare nerăbdare și cu mintea nespus de împovărată până la patru, când s-a arătat și el în odaia mea, căci mi se făcuse hatărul, în schimbul banilor, fiindcă acolo nu poți face nimic fără bani, să nu stau în temnița celor odsândiți printre ceilalți prizonieri care așteptau moartea, ci să locuiesc singur într-o odăiță murdară. Mi-a zvâgnit inima de bucurie încă înainte de a vedea că ce am auzit glasul la ușă, dar să judece oricine ce s-a petrecut în inima mea când, după ce în puține cuvinte și-a cerut iertare că nu venise, mi-a arătat că folosise timpul acesta spre binele meu, că făcuse rost de la judecător de un raport favorabil cu privire la cazul meu și că, pe scurt, mi-a dusese o amânare. Mi-am și cu multă prevedere vestea pe care, dacă ar fi ascuns-o, ar fi fost de două ori crud cu mine și, după cum mă lăsase înainte covârșită de durere, tot așa acum mă cople și bucuria și am căzut într-un leșin mai primejdios decât primul și n-a fost ușor să fiu readusă în simțiri. După ce m-a îndemnat creștinește să nu alung din cugetul meu amintirea suferințelor trecute din pricina bucuriei amânării și mi-a spus că trebuie să plece ca să treacă amânarea în registre și să o arate judecătorului, Bunul pastor s-a ridicat și înainte de a pleca, s-a rugat din tot sufletul lui Dumnezeu pentru mine, pentru ca pocăința mea să fie neprefăcută și sinceră și pentru ca reîntoarcerea mea la viață, cum a zis, să nu fie o reîntoarcere la nebuniile unei vieți pe care o luasem atât de solemn hotărârea să o părăsesc. M-am rugat și eu din toată inima alături de el și trebuie să spun că în noaptea aceea am fost mai adânc mișcată de îndurarea Domnului care îmi cruțase viața și mai îngrozită de păcatele mele tocmai din pricina acelei îndurări decât fusese vreodată în mijlocul suferințelor dinainte. Toate astea pot fi socotite fără rost și prea depărtate de scopul acestei cărți. Mă gândesc mai cu seamă că mulți dintre cei cărora le-a plăcut și pe care i-a distrat povestirea ticăloșiilor din viața mea s-ar putea să nu guste partea asta care e de fapt cea mai frumoasă, cea mai prielnică mie, cea mai bogată în învățăminte pentru alții. Totuși, nădăjduiesc că și aceștia îmi vor îngădui să-mi spun povestea până la capăt, care povestea ar fi altfel spre rușinea celor ce spun că nu le place căința, tot atât cât le-a plăcut nelegiuirea și cărora le-ar plăcea ca istoria mea să fie o tragedie în lege, așa cum s-ar fi putut să fie. Dar să spun mai departe. În dimineața următoare a avut loc în închisoare o scenă cu adevărat tristă. Am fost trezită dimineața de dangătul clopotului cel mare de la biserica Sfântul Mormânt, vestind ziua execuției. De îndată ce se porni să bată, strigăte groaznice se auziră din temnița celor osândiți, unde zeceau șase sărmane ființe ce trebuiau să fie executate în ziua aceea, una pentru o nelegiuire, alții pentru furt și doi pentru omor. Au răsunat apoi strigăte nedeslușite prin toată clădirea, strigăte ce veneau de la cei închiși, care și-arătau în fiecare în felul lui, jalea pentru sărmanele făpturi sortite morții. Unii plângeau deja jale, alții le strigau vorbe grosolane și le urau călătorie sprâncenată, alții blestemau și afuriseau pe cei care i aici, mulți se înduioșau și câțiva, puțin, foarte puțin, se rugau pentru ei. Mi-era greu să găsesc stăpânirea trebuincioasă pentru a binecuvânta soarta îndurătoare ce mă smulsese, cum ar veni din ghearele pierzării. Stăteam, ca să spun așa, mută, copleșită de gândul acesta, fără să fiu în stare să dau glas din inima mea, căci în asemenea împrejurări simțămintele se învălmășesc în așa hal, încât nu ești în stare nici măcar să le stăpânești desfășurarea. În tot timpul cât bieții o sunti se pregăteau de moarte, iar capelanii, cum sunt numiți, aveau de lucru cu ei, îndemnându-i să-și primească o sânda cu supunere, va să zic că în tot timpul ăsta eu tremuram în așa hal, de parcă m-aș fi aflat în aceeași situație ca în ajun, mă scuturam de parcă aș fi fost bolnavă de friguri, încât nici de vorbit nu puteam vorbi, iar de arătat arătam ca o smintită. De îndată ce au fost cu toții încărcați în căruțe și duși, lucru la care totuși n-am avut inimă să privesc, va să zic că de ndată ce plecare m-am pornit fără voia mea pe plâns, așa doar din slăbiciune, dar plângeam atât de tare și m-a ținut atât de mult încât nu știam ce să fac, căci nu mă puteam opri sau stăpâni, oricât aș fi vrut și mi-aș fi făcut curaj. Criza asta de plâns m-a ținut aproape două ceasuri și cred că a durat până ce o sândiție a ajuns pe lumea cealaltă, iar după aceea a urmat un fel de bucurie umilă, pocăită, gravă. Era o exaltare, un elan de recunoștință și asta a ținut aproape toată ziua. Seara, pastorul cel cu secade a venit din nou și mi-a spus vorbe frumoase în felul lui obișnuit. M-a felicitat pentru că mai aveam un să mă căiesc, în timp ce destinul celor șase nenorociți era pecetluit, căci le era luat acum putința să-și mântuie sufletele, m-a îndemnat să-mi păstrez în fața vieții aceleași sentimente pe care le avusesem când mă găseam în fața veșniciei. Și, la urmă de tot, mi-a spus să nu socotesc că am scăpat, fiindcă amânarea nu însemna iertare, iar el nu putea răspunde pentru ce avea să se mai întâmple. Totuși, mi se făcuse hatărul de -a mi se da un răgaz mai lung și era treaba mea să mă folosesc de acest răgaz. Cuvântarea asta a lăsat un fel de tristețe în inima mea, fiindcă înțelegeam că mă mai pot aștepta încă la un sfârșit nenorocit, lucru de care el însă nu era sigur totuși în ziua aceea nu i-a mai pus întrebări, fiindcă omul spusese că va face tot ce îi va sta în puteri ca să ducă lucrul la bun sfârșit și crede că va putea să facă asta, dar n-ar putea să-mi garanteze și urmările au arătat că avea dreptate să vorbească așa. Vreo două săptămâni după asta m-a cuprins teama că voi fi trecută în ordinul următor de execuție și n-am scăpat decât cu mare greutate, până la urmă făcând o jalbă umilă în care mă rugam să fiu deportată, într-atât de rău văzută eram și atât de hotărător fusese renumele meu de vecheră făcătoare, Deși în privința asta nu mi se făcea dreptate, pentru că drept orice aș fi trecut în ochii judecătorului, după, lim după Litera legii nu eram o veche răufăcătoare, căci nu fusesem niciodată înainte adusă în fața judecății, așa încât judecătorul n-avea temei să mă socotească o veche răufăcătoare, măcar că magistratul orașului a binevoit să prezintă cazul meu cum i-a plăcut lui. Acum eram într-adevăr sigură că am scăpat cu viață, dar asta în împrejurările grele ale condamnării la deportare, care luată în sine era într-adevăr o sândă grea, deși judecând prin comparație nu părea să fie drept care nici nu vreau să vorbesc despre o sânda mea și nici despre alegerea în fața cărei am fost pusă. Cu toții suntem gata să alegem orice mai degrabă decât moartea, mai ales când gândul la ceea ce va veni după aceea e neliniștitor, cum era cazul cu mine. Pastorul cel bun, care deși un străin pentru mine se ostenise să capete amânarea, a jelit din toată inima. Trăgea de după cum spunea, să-mi sfârșesc zilele sub înrăurirea bunelor lui învățăminte, ca să nu uite de nenorocirile de odinioară, destrăbălându-mă în mijlocul iotei aceleia de nenorociți trimiși în surghiun, unde, spunea el, trebuie să am parte în chip neobișnuit de harul Domnului, ca să nu mă păcătoșesc din nou ca înainte. N-am mai pomenit de mult de îngrijitoarea mea, care fusese greu bolnavă și tot atât de aproape de moarte prin această boală, pe cât fusesem și eu datorită sândei mele. Se pocăise tare și n-am mai pomenit de ea, Fiindcă, într-adevăr, în tot timpul ăsta nu o văzusem deloc, dar acum se însănătoșise și putând să iasă din casă, veni să mă vadă. I-am povestit despre situația mea și despre valurile de teamă și speranță care mă năpădiseră. I-am spus de ce scăpaseră și cu ce preț. Și a fost de față când ducovnicul meu a dat grai temerii de a nu mă vedea cufundându-mă din nou în ticăloșie și înhăitându-mă cu nemernicii care sunt de obicei deportați. Într-adevăr, îmi făceam și eu gânduri în privința asta pentru că știam cele lepădături plecau un surghiun și am spus îngrijitoarei că temerile bunului pastor nu erau fără temei. Bine, bine, făcuia, dar nădăjduiesc că n-ai să te lași ispitită de pilde atât de îngrozitoare. Și de îndată ce ne părăsi pastorul îmi spuse că nu trebuie să mă descurajez, fiindcă s-ar putea să se găsească pentru mine mijloace deosebite, lucru despre care îmi va vorbi mai târziu. Am privit-o cu gravitate, mi s-a părut că e mai veselă decât fusese în ultima vreme și mi-au încolțit în minte mii de gânduri de salvare, dar pentru nimic în lume nu îmi puteam închipui pe ce cale se va întâmpla acest lucru sau ce mijloc ar fi cu putință. Eram totuși prea curioasă ca să o lasă plece fără să mă lămurească și măcar că nu avea niciun chef să o facă, totuși la stăruințele mele mi-a răspuns în puține cuvinte cam așa. Ai bani, nu-i așa?" Te întreb eu, fetițo, ai cunoscut vreodată în viața ta un om cu 100 de lire în buzunar care să fie deportat? Eu am înțeles numai decât, dar i-am răspuns că nu vedeam cum aș putea să nădăjduiesc ceva, altfel decât prin supunere la poruncă și că de vreme ce ați primea pedepsei era totuși socotită un semn de îndurare, fără îndoială că mă voi supune în tocmai. Ea n-a zis decât atât, o să încerc ce se poate face și cu asta a plecat. După aceea am mai stat în închisoare vreo 15 săptămâni. Nu știu ce rost a avut, dar la capătul acestui răstimp am fost îmbarcată pe o corabie de pe Tamisa și odată cu mine o bandă de 13 răufăcători dintre cei mai înrăiți pe care i-a dat Newgate-ul în vremea mea și zău că ar fi nevoie de o poveste mai lungă decât a mea ca să istorisesc halul de nerușinare, de îndrăzneală și ticăloșie la care ajunseseră cei 13 oameni, ca și felul cum s-au purtat în timpul călătoriei. Despre toate astea, însă am mărturii foarte vesele primite de la capitanul vasului, mărturii scrise pe larg din porunca acestuia de către secundul său. Poate că ar fi socotine serios faptul să descriu toate întâmplările mărunte din acest răstimp al vieții mele, adică între momentul când am primit ordinul de deportare și cel al îmbarcării pe corabie. De altfel, sunt prea aproape de sfârșitul istoriei mele ca să mai am răgați și pentru asta. Totuși nu trebuie să trec cu vederea ceva în legătură cu mine și cu bărbatul meu din Lancashire. După cum am spus mai înainte, el vuse se dus din temnița obișnuită în partea dinspre curtea închisorii, împreună cu trei dintre tovarășii lui, căci puțin timp după aceea s-a mai găsit unul care a fost aruncat lângă ei aici, nu știu din ce pricină, au fost ținuți fără a fi duși la judecată vreme de aproape trei luni. Se pare că găsiseră în mijlocul de a mitui sau de a cumpăra câțiva martori și acum era lipsă de mărturii ca să poată fi condamnați. După multe încurcături scate din pricina asta s-au găsit dovezi destule împotriva a doi dintre ei, care au și fost duși, dar cu privire la ceilalți doi și între ei soțul meu, nu se hotărâse încă nimic. Exista, pare se, cât un martor hotărât împotriva fiecăruia din ei, dar fiindcă legea cerea doi martori, nu se putea face nimic. Totuși nu voiau să le dea drumul, fiind siguri că până la urmă se vor ivi și alte mărturii și cu gândul ăsta mi se pare că s-a dat de știre cum că fusese răprinși cu tare oameni și că oricine poate veni la închisoare să-i vadă. M-am folosit de prilejul ăsta ca să-mi potolesc curiozitatea și am spus că fusesem jefuită în diligența de Dan Stable și că vreau să-i văd pe cei doi hoți de drumul mare. Când am ajuns în curtea dinăuntru, m-am travestit și mi-am acoperit fața, așa încât nu se vedea mai nimic, și nu se putea cunoaște cine sunt, iar la întoarcere am spus în gura mare că știu cine sunt prizonierii. Îndată s-a răspândit vorba prin toată închisoarea că Mol Flanders va depune mărturie împotriva unuia dintre hoții de drumul mare și că în felul ăsta voi scăpa de deportare. Oamenii au auzit și ei și bărbatul meu a dorit numai decât să o vadă pe această doamnă Flanders, care îl cunoaște atât de bine de e gata să depună mărturie împotriva lui, prin urmare mi s-a dat învoire să-l văd. M-am îmbrăcat elegant, atât cât îmi îngăduiau cele mai bune haine pe care mă înduram să le port aici, și cu fața ascunsă într-o glugă m-am dus în curtea interioară. La început omul mi-a vorbit puțin, dar m-a întrebat dacă îl cunosc. I-am spus, da, foarte bine, dar după cum îmi ascundeam fața, cu tot astfel îmi prefăceam și glasul, așa încât n-a putut ghici cine sunt. M-a întrebat unde-l văzusem și am răspuns că între Dan și Brick Hill, Apoi, întorcându-mă spre temnicer care era de față, l-am întrebat dacă nu mi se îngăduie să vorbesc cu prizonierul între patru ochi. Omul a zis, da, da, apoi s-a retras vincios. De îndată ce plecă temnicerul, eu am închis ușa, mi-am azvârlit gluga și am spus izbucnind în lacrimi, dragul meu, nu mă cunoști. El a pălit și a rămas mut ca un lo om lovit de trăsnet și nefiind în stare să-și stăpânească uimirea, n-a spus decât atât. Dă-mi voie să mă așez!" și așezându-se la masă și-a sprijinit capul în palmă, apoi și-a țintit ochii în pământ ca un neghiob. Pe de altă parte, eu plângeam atât de tare, încât a trecut o bună bucată de timp înainte să ne putem vorbi. Dar, după ce m-am răcorit, am repetat aceleași cuvinte. Dragul meu, nu mă recunoști, la care el a spus. Ba da! Și iar n-a mai spus nimic câteva vreme. După un timp în care tot nu putea să-i treacă uimirea de la început, și-a ridicat ochii spre mine și a spus. Cum ai putut să fii atât de crudă? Eu nu prea înțelegeam ce vrea să spună și am răspuns. Cum poți să mă numești crudă? Să vi să mă vezi într-un loc ca ăsta nu înseamnă oare să mă jignești? Eu nu te-am jefuit, cel puțin nu la drumul mare. Mi-am dat seama după spusele lui că habar n-avea de starea nenorocită în care mă aflam. El credea că știindul l aici venisem să-i imput că mă părăsise, dar eu aveam prea multe pe inimă ca să mă supăr și am spus în puține cuvinte că era departe de mine gândul de al l jigni și că, mai degrabă, venisem ca să ne mângâiem unul pe altul că va crede cu ușurință că nu ăsta e gândul meu, când îi voi spune că mă aflu într-o situație mai proastă ca a lui și asta în multe privințe. A părut îngrijorat când am spus că starea mea e mai proastă ca a lui și mi-a zis zâmbind ușor. Cum e cu putință? Când mă vezi în lanțuri și încă la Newgate și... <coughs> Știi că doi dintre și mei au și fost executați, pot spune că situația ta e mai rea decât a mea? Ei, dragul meu, zic eu, ar fi o treabă lungă să mă apuc să-ți povestesc și tu să asculți. Istoria mea nenorocită. Dar dacă vrei să o auzi, ai să socotești și tu că situația mea e mai proastă ca a ta. Cum se poate una ca asta când eu aștept să fiu o sândi la moarte în prima sesiune? Da, zic eu, uite că se poate. Și ea află că eu am fost o acum trei sesiuni și sunt și acum sub puterea o sândei de moarte. așa e că stau mai prost ca tine. Când a auzit asta, a tăcut iarăși de parcă ar fi amuțit și după câteva clipe a ridicat capul. Nenorocită pereche, zice. Cum e cu putință? Eu l-am luat de mână. Hai, dragul meu, zic, să ședem și să asemuim suferințele noastre. Sunt închis aici și mă aflu într-o situație mult mai proastă ca a ta, așa încât când ți-o istorisia amănuntele, nu o, -o să-ți mai fie teamă că am venit să te jignesc. Și ne-am așezat amândoi, iar eu i-am spus din povestea mea atât cât am socotit de cuvință. Am întors-o la urmă în așa fel încât el să creadă că ajunsesem în neagră sărăcie și de aceea mă înhăitasem cu niște oameni care vrând să mișureze nenorocirile Mă împinseseră pe o cale necunoscută mie înainte. Am mai spus că încercând să fur pe un negustor, fusesem prinsă, căci mă aflasem chiar în ușă și slujnica mă împisese înăuntru. Că nici nu spărsesem broasca, nici nu furasem nimic, dar cu toate astea fusesem socotită vinovată și o sândită la moarte. Dar că judecătorii, aflând despre împrejurările grele în care mă aflasem, obținuseră să fiu numai deportată. I-am spus că cel, mult, cel mai mult pătimisem, fiindcă la închisoare fusese luată drept una a Moll Flanders, o hoață vestită prin loviturile ei, despre care toată lumea auzise, dar pe care nu o văzuse nimeni, dar, după cum știa și el, pe mine nu mă chema așa. Puneam totul în seama ghinionului, spunând că sub acest sub numele ăsta fusese tratată ca o veche răufăcătoare, deși eram la prima faptă de acest fel care se cunoștea despre mine. I-am istorisit pe larg tot ce mi se întâmplase de la ultima noastră întâlnire, dar i-am spus că îl mai întâlnisem o dată, din ziua când el credea că ne văzusem ultima oară. Pe urmă i-am povestit cum îl zărisem la Brick Hill, cum era urmărit și cum, în urma declarației mele că îl cunosc și că e om cinstit, urmărirea fusese oprită, iar comisarul plecase. El asculta cu cea mai mare luare aminte, zâmbind la anumite amănunte, fiindcă loviturile mele erau mult sub cele pe care le condusese el. Dar, când ajunse la întâmplarea din Little Brick Hill, s-a mirat foarte. Va să zic că. Tu erai aceea, draga mea, zise, care o opri mulțimea din Brick Hill. Da, i-am răspuns, sigur că eu eram. Pe urmă i-am dat anumite amănunte care mă izbiseră în ziua aceea la el. Dacă e așa, zise el, tu ai fost cea care mi-ai salvat viața atunci și mă bucur că ți-o datorez ție, căci acum vreau să-mi plătesc datoria și să te scap din situația în care te afli, măcar de marcosta și viața. Eu n-am vrut cu niciun chip. Primejdea era prea mare și nu făcea să-și pună pielea în joc pentru o viață care nu merita să fie salvată. El a spus că nu-i vorba de asta, fiindcă pentru el viața mea făcea cât o lume întreagă, era o viață care îi dăduse lui viață nouă. Căci, spuse, până în clipa din urmă când am fost prins, nu m-am aflat niciodată în de adevărată decât numai atunci. Într-adevăr, în prejurarea aceea, primejdea venea tocmai din siguranța lui că nu e urmărit pe drumul acela căci ei plecaseră cu totul pe alt drum din Hockley și ajunseseră la Brick Hill, trecând peste un ținut de hățișuri și fiind siguri că nu-i văzuse nimeni. Și aici început să depene povestea lui, vieții lui, care ar putea să alcătuiască o istorie foarte ciudată și nespus de distractivă. Mi-a spus că ieșise la drumul mare cu vreo 12 ani înainte de a se însura cu mine, că femeia care îi spunea lui frate nu era rubedenie, ci era una din bandă care păstra legătura cu ei dar trăia tot timpul la oraș unde avea cunoștințe în lumea mare, că ea știința cu privire la oamenii care ieșau din oraș și mulțumită ei să lăseseră cu câteva prăzi de soi, că ea socotea că îi pregătesc o mare avere, când mă adusese la el, dar din întâmplare se înșelase, lucru pentru care el nu-i putea purta pică, că dacă eu aș fi avut avere, așa cum i se spusese, el era hotărât să se lase de drumul mare și să înceapă o viață nouă, fără să se arate însă în lume înainte de vreo amnistie generală sau înainte de a fi fost în stare să obțină cu bani grațierea lui, așa încât să fie cu desăvârșire liniștit, dar, fiindcă lucrurile luaseră o altă întorsătură, fusese nevoit să se apuce iar de vechea lui meserie. Mi-a povestit pendelete câteva din pățaniile lui și mai ales una, când a jefuit diligențele de Westchester lângă Litchfield, și s-a ales cu o grozavă, după aceea mi-a povestit cum a jefuit crescători de vite din vest, care se duceau să cumpere oi la bâlciul Burford din Wilshire. Mi-a spus că în aste două rânduri s-a alesese cu atâția bani, încât dacă ar fi știut unde să mă găsească, cu siguranță că ar fi primit propunerea mea de a pleca împreună în Virginia sau de a ne statornici pe o plantație sau în vreo colonie englezească din America. Mi-a spus că îmi scrisese trei scrisori pe care le adresase așa cum îl învățasem eu, dar că nu primise nicio veste de la mine. Știam că spune adevărul, dar cum scrisorile astea îmi picaseră în mână cât mai trăia ultimul meu bărbat, n-a avusesem încotro și nu-i răspunsesem la ele, tocmai ca să-și închipuie el că se pierduseră. Mi-a spus apoi că, descurajat astfel, și-a văzut mai departe de meseria lui, deși după ce pusese mâna pe atâția bani nu se mai arunca atât de orbește ca înainte de primejdie. După aceea mi-a istorisit câteva întâlniri grele și nebunești pe care le avuse la, avusese la drumul mare cu diferiți gentlemen, dintre cei care se despart din calea afară de greu de banilor și mi-a arătat câteva răni cu care se alesese și zău că una sau două erau înspăimântătoare, mai ales una făcută de un glonte care îi sfârtecase brațul și alta de o sabie care îi străpunsese trupul, dar, fiindcă nu pătrunsese în măruntaie, omul se vindecase, unul din tovarășii lui rămăsese atunci cu credință lângă el și îl ajutase ca un adevărat prieten să străbată călare cale de aproape 80 de mile, până ce se găsise cine să-i pună brațul în mișcare și, pe urmă, tot tovarășul lui îi adusese un chirurg într-un oraș mare așezat departe de locul unde căpătase soțul meu Rana. Omul spusese că ei sunt niște gentlemen care călătoresc spre Carlisle, că pe drum fusese rata caz de tâlhari și că unul dintre ei îl împușcase pe tovarășul lui în braț. Toate acestea zise le potrivise prietenului atât de bine încât nimeni nu-i bănuise de nimic și el avusese astfel răga să stea liniștit până ce se case. Mi-a mai istorisit atâtea despre pățaniile lui, încât îmi vine greu să nu le povestesc, dar asta e povestea mea și nu a lui. După aceea am întrebat care e situația lui în momentul de față și la ce se aștepta când avea să ajungă în fața judecății. El mi-a răspuns că n-aveau dovezi împotriva lui, și din cele trei jafuri care li se puneau în seamă, el nu fusese spre norocul lui, amestecat decât într-unul și că un singur martor fusese găsit pentru fapta asta, ceea ce nu era de ajuns, dar era de așteptat că se vor ivi și alții, și că atunci când mă văzuse mai întâi, crezuse că pentru asta venisem, dar dacă nu se-i vea nimeni care să depună mărturie împotriva lui, nădăjduia ca o să-i dea drumul, prinsese el de știre că, dacă primește să fie deportat, scapă de judecată, dar cu niciun chip nu se putea gândi la una ca asta și îi se părea mai ușor să se lase spânzurat. Eu l-am certat pentru asta mai întâi pentru că dacă îl deportează se pot găsi nenumărate căi pentru un gentleman ca el și un om atât de cutezător de a veni înapoi, ba chiar mijloace de a se întoarce încă înainte de a fi plecat. La vorbele astea zâmbit, spunând că ultima cale îi surâde, fiindcă îl îngrozește gândul de a fi trimis pe vreo plantație, așa cum romanii își trimiteau sclavii să muncească în mine, că trecerea pe un altă tărâm mi se pare mai ușor de îndurat de ne de îndurat cu ajutorul ștreangului și asta era părerea tuturor oamenilor de neam, împinși de nevoi să apuce drumul mare, că spânzurătoarea înseamnă cel puțin sfârșitul tuturor mizeriilor din viața asta. că despre ceea ce va urma, un om se poate pocăi după părerea lui, tot atât de sincer în ultimele două săptămâni ale vieții, îndurând grozăviile temniței și ale gropii celor osândiți, ca și în pădurile și în sălbăticia Americii, că supunerea și munca grea sunt lucruri până la care nu se pot înjosi niciodată niște gentlemen, că asta nu-i decât un mijloc de al sili să se omoare singuri, ceea ce e mult mai groaznic și că numai gândul la asta îl scoate din fire. Eu m-am străduit cât am putut să-i mut gândul și m-am folosit de binecunoscutul mijloc retoric al femeilor, adică de lacrimi. I-am spus că rușinea unei execuții publice este fără îndoială o povară mult mai grea asupra cugetului unui gentleman decât orice umilință care ar putea să-l întâmpine pe meleaguri străine că dincolo are măcar putința de a rămâne în viață, în timp ce aici totul este pierdut, că pentru el lucrul cel mai ușor din lume să se descurce este cu capitanul vasului, fiindcă ăștia sunt de obicei oameni de înțeles și e un fleac, mai ales dacă își face rost de ceva bani, să se răscumpere după ce va fi ajuns în Virginia. El m-a privit cu jind și eu am bănuit că n-are bani, dar mă înșelam că ce vrea el să spună. Adina urmei, dar să înțeleg, draga mea, a zis că există o cale de a mă întoarce încă înainte de a fi plecat și eu am înțeles că ar fi cu putință să mă răscumpăr aici. Mai bine plătesc 200 de lire ca să nu plec decât 100 de lire ca să mi se dea drumul după ce am ajuns acolo. Spui asta, dragul meu, i-am răspuns, fiindcă nu cunoști locurile acelea atât de bine cum le cunosc eu. Se poate, a spus el, dar cred totuși că, deși le cunoști, ai face și tu la fel dacă n-ai avea după cum mi-ai spus o mamă acolo. I-am răspuns că în ceea ce o privește pe maică mea trebuie să fi răposa de mulți ani, că despre alte rubedenii pe care le-aș putea avea pe acolo nu le cunosc, căci de când nenorocirile m aduseseră în starea în care mă aflam de câțiva ani, nu mai păstrasem nicio legătură cu ele și că -și poate închipui ușor că în calitate de răufăcătoare deportată aș avea parte de o primire rece când aș călca prima oară pe la ele, Așa încât eram hotărâtă să nu le văd în casca și ajunge acolo. Dar aveam totuși multe alte planuri, planuri care înlăturau tot ce era neplăcut, iar dacă el ar fi silit să plece, l-aș învăța fără greutate cum să facă, pentru ca să n ajungă niciodată slugă, cu atât mai mult cu cât înțelesesem că nu duce lipsă de bani și e știut că banul e singurul prieten în astfel de împrejurări. El zâmbi și îmi răspunse că nu se lăuda să avea bani. Eu l-am luat din scurt spunându-i că nu cred să fi înțeles din vorba mea că aștept să mă ajute el cu banii lui. Că, pe de altă parte, deși nici eu nu aveam prea mulți, totuși nu duceam lipsă și atâta timp cât aveam, eram gata să sporesc avutul lui și nu să-l micșorez, știind că dacă ar fi avut, în caz de deportare, va avea nevoie de toți. El mi-a răspuns la asta foarte drăgăstos, mi-a spus că n-are mare lucru, dar că niciodată nu se va ascunde de mine, dacă eu voi avea nevoie și m-am credințat că nu la asta se gândise vorbind cum vorbise, ci doar că era frământat de ceea ce dădusem eu a înțelege, că știe el ce are de făcut aici, dar că, dacă va ajunge acolo, va fi omul cel mai neajutorat și cel mai nenorocit din lume. I-am spus că se sperie de lucruri care n-au nimic înfricoșător în ele, că dacă are bani, după cum avusesem bucuria de a afla, nu numai că va scăpa de umilințele socotite a fi legate de deportare, dar va putea să înceapă viața pe temelii atât de noi, încât nu se poate să nu îi chiar dacă nu dovedește mai mult decât priceperea neobișnuită în astfel de împrejurări, că și amintește cu siguranță cum l-am îndemnat într-acolo cu ani în urmă pentru ca să ne refacem averile pierdute. Iar acum, pentru a-l încredința de a vorbelor mele și de priceperea mea de săvârșită în această metodă, ca și de credința mea de săvârșită în izbândă, îl rog să mă scape întâi pe mine de deportare, și după aceea îl voi însoți de bunăvoie și în libertate, și poate că voi aduce cu mine destui bani ca să-l mulțumesc și pe el. I-am spus că nu-i propun toate astea, fiindcă fără ajutorul lui nu sunt în stare să trăiesc, ci fiindcă socotesc nenorocirile amândurora au fost de ajuns ca să ne împace pe amândoi, cu gândul de a părăsi această parte a lumii și de a trăi acolo unde nimeni nu ne mai poate imputa trecutul unde nu va mai exista groaza de groapă a sândiților, unde vom primi de răspre toate nenorocirile trecute cu nespusă mulțumire, știind că dușmanii noștri ne-au dat cu totul uitării și că putem trăi ca oameni noi într-o lume nouă, căci nimeni nu va avea nimic cu noi, nici noi, cu nimeni. L-am încolțit cu atâtea argumente și am răspuns la împotrivirea lui înverșunată cu atâta temeinicie, încât omul m-a îmbrățișat, spunându-mi că i-am vorbit cu o sinceritate care l-a copleșit, când va urma sfatul și se va strădui să se supună soartei, cu speranța de a găsi mângâiere într-un sfătuitor atât de credincios și un atât de devotat tovarăș în nenorocire. Dar, totuși, mi-a amintit de ce pomenisem eu, anume că s-ar putea găsi o cale de a scăpa înainte de plecare și că ar putea exista mijlocul de a nu mai pleca deloc, ceea ce, spunea el, ar fi mult mai bine. I-am spus că o să vadă și o să fie pe deplin mulțumit, fiindcă voi încerca să fac tot ce va sta în puteri, și pe calea asta. Dar dacă nu voi zbuti, o să fie bine și altfel. Ne-am despărțit după convorbirea asta lungă, cu dovezi de bunăvoință și dragoste, care cred că nu erau mai prejos de cele prilejuite de despărțirea noastră din Dunstable, dacă nu cumva le și întreceau și de-abia acum înțelegeam eu limpede, pricina pentru care n-a vrut el să mă duc atunci până la Londra, și pentru care mi-a spus la despărțire că e mai cu minte să nu vină cu mine, așa cum ar fi făcut de n-ar fi stat lucrurile altfel. Am mai amintit că istoria vieții lui ar fi alcătuit o poveste mult mai plăcută decât a mea. Și cel mai straniu lucru din povestea asta este că, vreme de 25 de ani încheiați, omul s-a îndeletnicit cu o meseria atât de nebunească fără să fie prins niciodată și avusese parte de atâtea izbânzi, încât uneori trăia în și cu cinste cât un an sau doi în același loc, ținând un valet care să-l servească, ba adesea se ducea prin cafenele și auzea pe cei jefuiți de el istorisind cum fusese răjefuiți, vorbind despre locurile și împrejurările jafului, așa încât el îi recunoștea cu ușurință. Pare să că așa trăia în apropiere de Liverpool în, în timpul când, socotindu-mă bogată, a avut nenorocul să mă ia de nevastă. Dacă eu aș fi avut averea la care el se așteptase, cred că într-adevăr s-ar fi statornicit și ar fi trăit ca un om cinstit.